Dacă și tu îți dorești să afli de ce rugăciunile nu te ajută, atunci rămâi până la final pentru a afla adevărul. Ei bine, am putea spune că, într-un fel, rugăciunile și credința fac parte din esența noastră, este o parte a eului nostru. De multe ori spunem prin credință, prin rugăminte, prin rugăciuni, prin... am fost învățați din moși strămoși lucrurile acestea. Însă, era modernă și tehnologia revoluționară, care a adus foarte multe lucruri noi și le-a pus cap la cap. Ce a descoperit? În primul și în primul rând, legea atracției, care se bazează foarte mult pe ceea ce gândești, în special pe ceea ce simți. Adică este un lucru dovedit. Faptul că emoțiile pe care tu le ai guvernează mult mai mult să se întâmple. Adică tu degeaba spui, vreau să câștig bine, vreau să câștig bine, vreau să am mașină, dă Doamne să am mașină, dă Doamne să câștig bine, dacă tu inspiri și transmiți și simți numai nesiguranță, numai neîncredere și numai frică de a nu primi acel ceva. Este fix egal cu zero. Pentru că vei primi după ceea ce simți, nu după ceea ce spui. Așa cum am spus de multe ori, cuvintele sunt doar de umplutură, sunt doar o formă vagă, nu contează nici măcar în conversație, până și într-o conversație. Contează postura, contează limbajul corpului, contează îmbrăcămintea, contează tonul. Cuvintele propriu se abia dacă contează 6-7%. Unde vreau să ajung? Ideea este foarte simplă. Chestia asta cu să se roage altcineva pentru tine, un preot sau cineva special, delegat, sfânt. Fiecare om este liber să aibă propria lui gândire și nimeni, repet, nimeni de pe pământul ăsta nu se poate ruga ca ție să-ți fie bine și chiar să se întâmple. Doar în momentul când tu vei crede că este așa, atunci așa va fi. Numai după credința pe care tu o ai, lucrul se va îndeplini. Adică dacă cineva se roagă pentru tine și tu crezi că se va îndeplini, se va îndeplini. Dacă crezi că nu, nu. Depinde care emoție predomină mai mult. Pentru că sunt studii și există. E concluzionat faptul că emoția noastră dominantă este cea care o să facă ca lucrul respectiv sau acțiunea respectivă să se întâmple. Legat de legea atracției, nu e vorba doar de gândire, de mindset. După foarte mulți ani s-a ajuns la concluzia că gândirea este foarte bună, dar gândirea nu face decât să te îndemne către acțiuni care îți vor aduce rezultate. Gândire, acțiune, rezultate, o iei de la capăt, avansezi. Gândire, acțiune, rezultate, o iei de la capăt, avansezi. Tot așa, despre asta este vorba. Tu trebuie să avansezi cu gândurile tale. Acum revenim la cea mai devreme. Dacă tu tot îți pui speranța în cineva, degeaba, așa ceva nu se va întâmpla. Noi suntem responsabili de propriile noastre gânduri, cum suntem responsabili și de propriile noastre pofte și mese pe care le facem. Nu mănâncă altcineva pentru noi. Avem un stomac unic. La fel și nu gândește altcineva pentru noi. Avem o gândire unică. Nu spun că să ne apăra contra religiilor. Spun doar, nu este ok să crezi că dacă se roagă altcineva pentru tine, îți va fi bine. Nu contează că e preot, că e papă, că e... Nimeni pe pământul acesta nu s-a născut un sfânt. Nimeni. Toți au devenit. Toate sunt religii lumești. Toți au devenit. Până și Papa Francisc în tinerețe a fost paznic la un club de noapte. Singurul, dar singurul care chiar s-a născut sfânt și a fost un trimis special a fost Iisus. El a fost singurul. Atât. Nimeni altcineva după el. Restul, nimeni nu s-a născut preot sau învățător sau învățat sau trimis de tatăl. Așa că asta spun, acatistele și toate astea, să te rogi pentru mine, să nu va funcționa, să citești cărți de rugăciuni, să iei icoane, să citești și să te rogi, să... De ce să dai nu știu câți bani pe icoane? Văzusem un TikTok zilele trecute, bă, o icoană, 295 de euro. Adică pe mine mă costă 295 de euro ca să mă rog să-mi fie bine mie, familiei și celor dragi mie, dar lor poate nu o să le fie și nici mie nu o să-mi fie. Păi cum vine asta? Mă rog ca să ce, dar banii i-am dat.
Biserica a încasat banii, magazinul a încasat banii. Dar eu cu ce m-am ales? Că mă rog, sunt credincioasă, da, dar tu ai în tine numai sentimente de teamă, de frică, vezi? Ce înseamnă? Să te cufunzi atât de mult în tine, să nu mai ești în lume, să nu mai cunoști. Și eu stau departe de lucrurile lumești, dar alea care doar mă fac de bani și îmi vând false iluzii. Religiile sunt de ani de zile, deci ne-am obișnuit cu ele, nu mai putem spune că sunt ceva wow, ceva nou, cine știe cunoaște. Așa că poți să-ți cumperi la cărți de rugăciuni și la icoane, să ți le pui în toată casa și să te rogi la ele până la sfârșitul veacurilor. Degeaba. Nu ajunge să te rogi. Nu ajunge să spui Doamne ajută. Pentru că nu o să se întâmple ca tu să slăbești mâncând șaorma și făcându-ți o curcet pe fiecare înghițitură. Nu vei slăbi. Pentru că nu ajunge să spui Doamne scapă-mă din datorii. Doamne, scapă-mă din datorii, stau aceea și mă rog ție, dar tu stai și nu faci nimic. Credința are legătură cu legea atracției, pentru că este cea care atrage către tine. Cum atrage către tine? Nu stai și-ți dă aurul la picioare, ți-l dă, dar trebuie să faci efort să-l iei. Cum îl iei? Scauți un loc de muncă, te duci la interviu și începi. Spre ce vorbim? Asta înseamnă religiile, asta înseamnă toate cultele astea. Eu le văd mai mult ca o afacere. O afacere care, mă, te învață, dar în același timp pe unii îi și influențează și îi controlează. Să cumpere, să rămână clienți fideli, să aducă tot mai multă lume și să fie pe principiu că dacă nu crezi, ești un păgân, ești un nenorocit. Alo! Omul nu se clasifică după câteva fără de legi. Tu câte fără de lege ai avut până la vârsta asta? Și zici lui ăla de că a făcut ca adres care până la vârsta aia, păi tu câte ai? Ia să vedem, cu ce ești tu mai sfântă? Ești în măsură să arunci cu piatra? Nu, atunci joc cu mic și joc de glezne. Despre asta este vorba. Așa că data viitoare când te rogi pentru orice, ține minte. Te poți ruga pentru tine, dar dacă ai sentimente de teamă, mai bine nu mai face. Despre asta este vorba. A, și cum am zis, nimeni nu se poate... Nu ruga. Nimeni nu poate gândi și înfăptui vreo minune pentru tine. Nimeni. Pentru că, cum să zic, legea atracției și credințele și tot ceea ce se întâmplă nu se întâmplă prin intermediari. Se întâmplă doar prin gândirea noastră. Nu prin intermediari, nu prin filtrele altuia, ci printre ale noastre. Despre asta este vorba. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.